Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit. Este ora 15 și, așa cum v-am obișnuit deja, la această oră începe în direct o nouă ediție a emisiunii Regiunea în Obiectiv. În obiectivul nostru, pe prima parte a emisiunii, va fi astăzi județul Bihor, un județ cu un potențial turistic fenomenal. Discutăm despre infrastructura turistică în acest județ, alături de vicepreședintele Consiliului Județean, domnul Mircea Mălan. În partea a doua, discutăm despre un eveniment deja cu tradiție și la Cluj-Napoca. Este vorba despre Atypic Beauty. Anul acesta va fi un maraton al evenimentului și aflăm detaliile lui chiar de la organizator, respectiv de la Magda Coman, care este și președinte al asociației Open Your Heart. Iar în partea a treia ne amintim cu drag de maestrul Dumitru Fărcaș. Anul acesta a avut loc Congresul Mondial al Taragoniștilor în Ungaria, un eveniment ce se organizează din 5 în 5 ani. Anul acesta, fiica maestrului împreună cu discipolul acestuia au participat. Cu ce impresii au venit de acolo, aflăm în partea a treia. Acum însă ne întoarcem la prima parte, discuția despre județul Bihor, infrastructura turistică de aici, potențialul enorm de care vă spuneam. Alături de noi se află domnul vicepreședinte al Consiliului Județean Bihor, Mircea Mălan. Bună ziua! Bună ziua! Vă mulțumesc că v-ați alăturat nouă și astăzi. Știu că aveți foarte multe proiecte, știu că aveți în plan multe parteneriate, unele deja le-ați și concretizat. Înainte de a trece să discutăm despre infrastructura turistică, despre planurile pe care le aveți cu județul Bihor în ceea ce privește turismul montan, de ce nu, vreau să vă întreb așa. Știu că ați avut această inițiativă unică până în acest moment la nivel de România, respectiv acel proiect cu Luna Curățeniei în Bihor. Spuneți-ne la început de discuție cine au fost câștigătorii, în ce au constat premiile și dacă într-adevăr în urma acestei luni a curățeniei județul Bihor este mai curat. La începutul acestui proiect ne-am propus câteva obiective. Ne bucurăm să constatăm că aceste obiective au fost realizate și acum județul nostru este un județ mai curat. S-au adunat 1720 de tone de deșeuri reciclabile în această lună. Gradul de colectare separată a deșeurilor a crescut semnificativ, dar ceea ce este mai important, ne-am manifestat ca o comunitate adevărată. Practic, toată comunitatea bihoreană a înțeles că problema mediului înconjurător, problema curățeniei locului în care viețuim împreună, este o problemă comună și o problemă a fiecăruia dintre noi. De asemenea, am înțeles că rezolvarea acestei probleme nu se poate face decât prin implicarea noastră a tuturor. Am dobândit mai multă încredere în noi, s-au realizat 200 de acțiuni ample de ecologizare, în care au fost implicate toate cele 100 de comunități din județul Bihor. Am văzut preoți, enoriași, directori de școală, profesori, elevi, primari, angajați ai primăriei, reprezentanții mediului de afaceri local, reprezentanții ONG-urilor în domeniu, strânși umăr lângă umăr și rezolvând această problemă a curățeniei, astfel încât văile, pădurile, șansurile și munții noștri să fie cu toate mai curate. Domnule Mălan, credeți că ați dat în acest fel startul pentru ca întreaga noastră țară să devină mai curată? Faptul că sunt mulți primari, de exemplu, care vin la Oradea să preia exemplul administrației locale, o știm. Dar acum, odată cu inițiativele pe care le aveți și de acolo, de la Consiliul Județean Bihor, probabil că ați fost sunat sau întrebat despre acest proiect și cu siguranță va fi preluat și de către alte județe. Credeți asta? Chiar ieri dimineață am avut câțiva primari din județul Alba care au dorit să vină într-un schimb de experiență la Consiliul Județean.
Eu cred că acest schimb de experiență este benefic tuturor administrațiilor locale. Noi ne-am propus să facem ca lucrurile să funcționeze aici, la noi acasă. Am organizat o competiție, Ecoprovocarea, la care i-am invitat pe toți elevii de la clasa pregătitoare până la clasa 8-a din județul Bihor să participe cu un desen pe care să îl realizeze în luna iunie la ora de educație plastică și acest desen să aibă tema protecției mediului. Și suntem bucuroși că în județul Bihor există 4.162 de astfel de lucrări făcute cu inimile și cu mâinile acestor copilași. Am organizat o tombolă electronică și am desemnat 12 câștigători, fiecare dintre ei primind un card credit în valoare de 1000 de lei pentru a-și cumpăra echipamente de la un important magazin din județul nostru în următorii 2 ani. Practic, cred că am făcut un lucru bun. În același timp, 18 primării și-au adjudecat cele 6 premii 1, 6 premii 2 și 6 premii 3. Sume substanțiale, toate trebuie investite în proiecte de mediu, cu adresabilitate către copii și în școlile din comunele și orașele care au fost declarate câștigătoare. Trebuie, fără doar și poate, să avem grijă de curățenia județului nostru și de-a lungul timpului am arătat și noi la TVR Cluj, prin intermediul reportajelor pe care le-am realizat în județ, că și mediul înconjurător, sau poate în primul rând mediul înconjurător, cu toată natura și frumusețile ei, trebuie protejat în felul acesta. Am făcut, așa cum vă spuneam și de curând, un reportaj în județul Bihor, acolo unde spun eu că există un potențial turistic enorm și contraziceți-mă dacă greșesc, cred că chiar și la numărul de peșteri stăm foarte bine. Sau stați foarte bine acum, mă încadrez și eu acolo. În județul Bihor există cea mai mare densitate de peșteri din Europa. Sunt aici peșteri cu o valoare extraordinară. Avem și cea mai lungă peșteră din România, Peștera Vântului, de 54 de kilometri lungime. Toate acestea vrem să le punem în valoare, astfel încât legătura dintre om și ceea ce ne-a dat Dumnezeu, aceste minunății naturale, să se consolideze. Noi, oamenii, să ne putem bucura de aceste lucruri minunate și în același timp să arătăm respectul nostru față de ceea ce ne-a dat Dumnezeu. Avem un proiect important, practic o viziune de dezvoltare din punct de vedere turistic a județului Bihor. Chiar ieri am fost în teren în mai multe comune din județ pentru a vizita locurile cu potențial de dezvoltare. Am fost în comuna Dobrești, la lacul Vida, împreună cu primarul Copos și cu o echipă de la Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate, condusă de doamna președinte Croitoru. Am fost acolo la peștera Toplița, am fost la un loc unde vrem să amenajăm un camping. Ne-am dus în comuna învecinată, în Căbești. Acolo există un izvor pietrifiant care, pe modelul cascadei de la Bigger, generează aceste elemente naturale de o spectaculozitate aparte. Am trecut prin comuna Roșia, o comună extraordinar de frumoasă. Apoi am ajuns în cealaltă parte a județului, la Șinteu, terminându-ne ziua târziu, în jurul orei 12 noaptea, dar a fost o zi plină, am rămas cu câteva idei și vrem să le transformăm
în lucruri concrete pentru Bihoreni. Spuneți-mi, vă rog, mai exact în ce constă parteneriatul cu Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate. Există o linie de finanțare care poate fi accesată doar de către ANAM. Această linie de finanțare urmărește protejarea speciilor de plante și de animale din ariile protejate din întreaga țară. Sunt eligibile doar proiectele care se fac în acele arii protejate care au plan de management aprobat. Noi am identificat aceste arii protejate din județul Bihor și am făcut parteneriate cu ANAMP-ul și lucrăm acum în concret la proiectele pe care vrem să le depunem în temeiul acestui parteneriat prin intermediul ANAMP-ului, ele urmând a se concretiza în județul nostru. Deci, practic, la nivel de surse de finanțare, vă bazați doar pe acest parteneriat sau ați putea și suplimenta, să spun așa, cu buget de la Consiliul Județean? Există posibilitatea aceasta sau, sigur, sunt clar multe alte priorități pe care le aveți de la nivelul Consiliului Județean pentru județ, dar, așa cum spuneam și mai devreme, potențialul acesta turistic fenomenal al județului, și aici eu am tot subliniat, pentru că și într-o ediție trecută am vorbit, de exemplu, de traseele de Via Ferrata, care sunt într-un număr destul de mare comparativ cu alte județe, ceea ce înseamnă că există spațiu și locuri potrivite pentru ca aceste trasee să fie construite, gândite și apoi parcurse de către foarte mulți turiști. Așadar, sursele de finanțare pot fi suplimentate și din alte părți? Noi avem un concept de dezvoltare care presupune atragerea oricărei surse de finanțare poate fi la dispoziție. Și atunci încercăm să facem proiecte cu fonduri europene în primul rând. Încercăm apoi, în temeiul acestor parteneriate, să accesăm finanțări la care Consiliul Județean nu are acces direct. Încercăm în parteneriat cu primăriile locale să facem proiecte și în felul acesta să dezvoltăm comunitățile locale. Și pentru asta suntem dispuși să alocăm și noi, din bugetul propriu, resurse financiare. În esență, încercăm ca de fiecare dată să identificăm mijloacele de finanțare pe care le avem la îndemână și să le valorificăm la maxim. Aceasta este filozofia noastră de dezvoltare. În momentul în care facem o investiție în orice domeniu, la un moment dat se întoarce, poate chiar cu plusuri. Vă întreb ce ar însemna pentru județul Bihor atragerea turiștilor pe acest segment. Ar însemna foarte, foarte mult. În primul rând, ar încetini acest exod al populației din zona rurală către Oradea și, mai grav, către vestul Europei. Pleacă din România oameni care au posibilitatea de a munci și mai ales oameni care sunt la vârsta la care fac copii. Copiii de români se nasc din nefericire, în bună măsură, dincolo de granițele țării. Și dacă ne gândim la viitorul acestei națiuni, cred că e un lucru destul de periculos. Și atunci trebuie să găsim un rost oamenilor să rămână acolo la ei acasă. Dacă dezvoltăm din punct de vedere turistic, dacă ne recuperăm valorile tradiționale, dacă dezvoltăm obiceiurile și portul local, meșteșugurile locale, produsele tradiționale de o foarte bună calitate, atunci oamenii vor avea motiv să rămână acolo, își vor putea câștiga existența pentru ei și pentru familiile lor într-un mod decent și frumos, și acest județ, ca și celelalte din țara noastră, se vor dezvolta armonios. Dacă nu se întâmplă acest lucru,
Într-o perspectivă relativ scurtă de 10, maximum 20 de ani, vom avea sate cu capele construite, cu rețele de apă și canalizare în sfârșit realizate, cu drumuri asfaltate, cu școli reabilitate, dar nu vom mai avea oameni, nu vom mai avea locuitori. Ori din această perspectivă, dezvoltarea turistică a județului Bihor este pentru noi un lucru extrem de important. Există oameni care se încăpățânează, între ghilimele spus, să rămână pe plaiurile natale și să construiască în satul lor. Mi-ați povestit despre astfel de oameni și chiar dacă dumneavoastră sunteți cumva asemeni unui tată care trebuie să-și iubească copiii la fel, v-aș întreba totuși dacă în județul Bihor aveți o zonă preferată, acolo unde ați observat că se încearcă dezvoltarea satului, păstrarea identității rurale, găsirea unor soluții, așa cum spuneați și dumneavoastră mai devreme, pentru ca oamenii să rămână acasă, dar să și aibă potențial de dezvoltare. N-aș putea spune că am o zonă preferată. Mi-e drag întreg județul nostru, însă aș putea să dau ca exemplu de urmat Comuna Roșia, o comună extraordinar de frumoasă, nu numai prin frumusețile naturale date de Dumnezeu, ci și prin calitatea oamenilor de acolo, prin frumusețea lor lăuntrică. Acolo un fiu al satului s-a întors după ce a făcut afaceri prin țară, în prag de pensionare, s-a întors în comuna natală și a candidat la funcția de primar. Este vorba de domnul Bonca Ioan, care nu mai este astăzi primar, ca urmare nu îi fac niciun fel de campanie electorală mascată aici, însă lucrurile frumoase, lucrurile bune, cred că trebuie prezentată. Și a constatat, spre exemplu, că în comuna lui minunată nu se mai merge cu colinda. Și a adunat bătrânii satului, copiii și preoții, au făcut grupuri de colindători, care astăzi, după mai bine de 10 ani, îi încântă pe numeroșii turiști care vin acolo la sărbătorile de iarnă și capacitatea de cazare a comunei este mult depășită. Au făcut trasee de Via Ferrata prin grija și cu sprijinul Consiliului Județean au făcut o peșteră, peștera Farcu, peștera cu cristale vizitabilă. Mai multe puncte de belvedere extraordinar de frumoase, au acolo câteva chei minunate, totul făcut cu suflet și cu dăruire. Există un festival al verii cu goarnă anual care adună 5.000 de oameni. Există un târg al produselor tradiționale, straița plină, care iarăși adună mii de oameni atunci când are loc. Sunt lucruri frumoase care arată că se poate, că trebuie să ne recuperăm valorile și obiceiurile și tradițiile locale, ca să știm cine am fost și să consolidăm ceea ce suntem și mai ales să ne gândim la ceea ce vrem să fim pe mai departe. Și astfel de inițiativă merită promovate din plin. Domnule Mălan, vă mulțumesc mult pentru intervenția de azi. Vă doresc mult succes, să reușiți să implementați toate aceste proiecte și parteneriate și vă aștept cu mare drag și într-o ediție viitoare. Vă mulțumesc și eu. Doamne ajută! Succes tuturor! Doamnelor și domnilor, noi mergem mai departe și vă spuneam că discutăm tot astăzi despre un eveniment ce va avea loc în Cluj în luna august. De fapt, un maraton al acestui eveniment, pentru că se va desfășura în mai multe orașe. Aflăm detalii în minutele următoare de la organizatorul evenimentului, de la Magda Coman. Dar până atunci vă invit să vedem cum s-a desfășurat anul trecut acest eveniment Atypic Beauty.
A 23-a ediție a evenimentului Atypic Beauty Cluj 2020 a adus pe podium 11 modele care, din diverse motive, au ajuns să depindă pentru deplasare de un fotoliu rulant. Participantele au defilat cu încredere, alături de creatori de modă și personalități locale, hotărâte să promoveze dialogul public despre problemele de accesibilitate pe care persoanele cu dizabilități le au în România. Acestea au luat cuvântul, rând pe rând, în fața publicului prezent la eveniment. Venim în fața dumneavoastră pentru a vă arăta că ambiția, puterea și voința pot face imposibil să devină posibil. Este nevoie de o ediție specială pentru a atrage cumva atenția publicului și către noi, persoanele cu dizabilități, care avem nevoie să fim ascultați și să fim sub protecție. Alături de organizatori s-a aflat și Oana Boc, soția primarului municipiului Cluj-Napoca, implicată în proiectul Atypic Beauty în fiecare an. Aceasta a subliniat importanța educării cetățenilor în ceea ce privește nevoile persoanelor cu dizabilități. Încercăm să schimbăm ceva în jurul nostru, atât la nivel de mentalitate, cât și la nivel de fapte concrete pe care le putem face, fapte care sunt la îndemâna tuturor. Adică să nu ocupăm locurile de parcare destinate persoanelor cu dizabilități, să nu parcăm pe trotuar, unii au acest obicei, dar ar trebui să ne gândim că poate pe acel trotuar urmează să treacă cineva în fotoliu rulant. Evenimentul s-a desfășurat în prezența autorităților locale. Primarul municipiului Cluj-Napoca și prefectul județului au transmis un mesaj de susținere pentru comunitatea persoanelor cu dizabilități. Mi-aș dori să nu mai existe niciun loc care să nu aibă asigurate toate facilitățile de accesibilitate. Sunt foarte multe care astăzi răspund acestor exigențe și toate proiectele de modernizare pe care le facem în Cluj astăzi, toate pornesc de la litera A, adică de la asigurarea facilităților pentru toți cetățenii. Cu gânduri de bine, cu gânduri de apreciere și respect pentru tot ceea ce se întâmplă aici, pentru faptul că în primul rând s-a organizat și în acest an acest eveniment frumos de tradiție deja în Cluj. Eu ca prefect sigur că mă voi asigura că lucrul ăsta se întâmplă în Cluj, chiar dacă mai avem derapaje, le remediem pe parcurs și toată lumea să beneficieze de respectul cuvenit pentru cetățean al statului român. Ediția din acest an a fost susținută de echipa studioului de televiziune TVR Cluj. Infrastructura este principala nevoie. Dincolo de asta, sigur că se dorește acum o responsabilizare în plus a tuturor celor care sunt prezenți și cu siguranță mesajul va ajunge acolo, dincolo de motoul evenimentului, care este frumusețea este în noi și nu în aparențe. Atypic Beauty Cluj 2020 este primul show de fashion organizat în România după începerea crizei de COVID-19 și s-a desfășurat cu respectarea strictă a regulilor de distanțare socială. Frumusețea este în noi și nu în aparențe. Cât de frumos spus este mesajul organizatorului acestui eveniment, Magda Coman, care este și astăzi alături de noi. Magda, îți mulțumim că te-ai alăturat nouă. Bine te-am găsit! Bine v-am regăsit și eu mulțumesc pentru invitație. Magda, știu că ești ambițioasă, ne-ai demonstrat-o de atâtea ori. Telespectatorii TVR Cluj te cunosc deja. Eu mi-amintesc cu mare drag de evenimentul de anul trecut la care onorată am participat. Anul acesta văd că faci un maraton, asta constatăm, al acestui eveniment. Te rog să ne povestești puțin despre acest lucru. Da, anul acesta m-am gândit să fac un maraton, o ediție specială Atypic Beauty, însemnând că suntem în luna august, într-o singură săptămână ne aflăm în trei orașe. Vorbim că ne vom afla pe data de 17 august la Palace, în Iași, pe data de 19 la Casino Park, în Cluj, și pe data de 21 vom fi la Timișoara, la Iulius Town. Este un maraton unde ne-am unit forțele ca să arătăm că, într-adevăr, trecem printr-o perioadă dificilă, prin perioada aceasta de pandemie, dar totuși trebuie să ținem activ acest eveniment pentru că este un eveniment, pot să spun eu, educativ, însemnând că aducem în fața dumneavoastră de fiecare dată modele de viață noi care s-au autodepășit și reușita mea din acest an este că în fiecare oraș ne este alături primăria, autoritățile ne-au dat mâna din nou
Cum vă spuneam și la Cluj, la Cluj, din punctul meu de vedere, orașul este cel mai accesibil pentru persoanele cu dizabilități, cele utilizatoare de scaun rulant. Avem și noutăți, pentru că vreau să anunț că avem câte o tombolă oferită de Medical Service for Neurology. Este o firmă nouă care s-a alăturat nouă și care oferă prin această tombolă un scaun rulant pentru o persoană cu dizabilități care va veni în public de data aceasta. Pe lângă faptul că vom oferi unul și unuia dintre modelele noastre, va fi o surpriză inedită. Ce este nou în acest maraton este faptul că am reușit cumva să atragem și Kauflandul pe partea aceasta de integrare a persoanelor cu dizabilități pe piața muncii, deci este o reușită să îi avem pe toți alături de noi și să fie ceva altfel decât ne-am obișnuit până acum. Da, este foarte important că ai beneficiezi de toată susținerea. Acum noi nu facem publicitate firmelor care sunt implicate. Ne interesează mai mult partea de administrații și ne-ai spus deja că primăriile sunt acolo, ceea ce denotă faptul că implicarea autorităților și pentru nevoile persoanelor aflate în scaun rulant este evidentă și mai ales la Cluj, dacă așa ai simțit, e clar că așa este, pentru că voi sunteți cei care vedeți aceste lucruri mult mai subliniat decât restul, care sigur avem tot felul de alte ocupații și preocupări și probabil că trecem de multe ori cu vederea astfel de aspecte, din păcate. Vreau să te întreb, Magda, cum se poate pătrunde în interiorul Atypic Beauty? Ne spuneai tu și data trecută că modelele cele pe care le vedem pe scena Atypic Beauty sunt cele care de fapt te caută pe tine, dar nu oricine totuși poate să pătrundă în această lume. Da, încercăm cumva să aducem pe scenă la Atypic Beauty modele care s-au autodepășit, nu doar modele care ar putea să-și expună și doar dizabilitatea, ci încercăm să aducem exemple concrete pentru că eu cred că atâta timp cât ai un exemplu care și-a dus viața mai departe cu demnitate, a încercat să se reintegreze, să meargă din nou la studii, să termine o facultate, mulți dintre ei chiar și lucrează, sunt cumva un imbol pentru cei care ajung din nefericire în acest scaun rulant și care au nevoie de acest impuls pentru a depăși pragul acela psihologic și a încerca să revină și să-și ducă o viață spre una normală, chiar dacă au această deficiență. Deci, în Atypic Beauty, de fiecare dată încercăm să aducem modele care s-au format de-a lungul timpului și trec peste emoții și sunt modelele noastre constante, dar aducem și modele noi, însemnând că încercăm să dăm fiecăruia o șansă să trăiască această experiență. Știi și tu că ai fost la evenimentul nostru și ai văzut, urmărindu-i apoi pe rețelele de socializare, că se reintegrează mult mai bine, însemnând că mulți dintre ei chiar și-au deschis asociații și au devenit cumva activi în orașele de unde provin. La rândul lor, din timpul lor, se fac de folos celor aflați în aceeași situație. Așa este. Tu le creezi practic o rampă pe care ei reușesc după aceea să o transforme în exemple pentru tot ceea ce înseamnă domeniile în care profesează de la momentul respectiv încolo. Și te-am întrebat și data trecută, dar te întreb și de această dată, pentru că e o întrebare pe care și-o adresează fiecare. Cât de greu este să obții un loc de muncă? Cât de greu este pentru persoanele cu dizabilități să se încadreze în acest spațiu? Este destul de greu, pentru că nu sunt anumite facilități pe care tu trebuie să le ai atunci când încerci să accesezi un loc de muncă, să fie destul de util și pentru tine, însemnând că cele 8 ore sau cele 4 ore să poți să utilizezi ca și un om perfect sănătos, să ai aceleași necesități.
Angajatorii pe piața muncii sunt și să facem în colaborare anumite proiecte ca să dăm o șansă persoanelor cu dizabilități și să fie integrați pe piața muncii, pentru că este foarte important. Atunci când ai o dizabilitate și ești activ, efectiv nu mai ești atât de focusat pe suferința ta, încerci cumva să te duci în alte direcții, să ți ocupi mintea, să te faci util și așa depășești mult mai ușor viața de zi cu zi. Magda, spuneam eu la evenimentul de anul trecut că mi se pare că infrastructura este una dintre principalele nevoi ale persoanelor aflate în fotoliu rulant. Iar tu spuneai că ți se pare că la Cluj-Napoca această formă de infrastructură cumva este acoperită. Mai găsești și alte orașe, știu că tu călătorești foarte mult și cu organizarea acestui eveniment, pe care putea să le dai exemplu în acest sens? Eu vreau să vă spun că din punctul meu de vedere Clujul este cel mai accesibil pentru scaunul rulant, dar pe alocuri pe unde reușim să ajungem, în Iași, în Timișoara, chiar și București, lucrurile încercăm să le ducem într-o direcție bună prin Atypic Beauty, astfel atragem atenția autorităților într-un mod plăcut și cred eu că lucrurile nu se pot schimba peste noapte, nici această infrastructură care este de zeci de ani nu o vom schimba, dar atâta timp cât menținem acest eveniment, cât ne spunem nevoile, cât venim în față și arătăm că și noi existăm, lucrurile se vor schimba, însemnând că pe alocuri vedem că ne este permis accesul în RATB sau vorbesc de București la metrou, adică s-au accesibilizat lifturi, s-au accesibilizat mașinile, au acele rampe, însă mai lucrăm puțin la schimbarea mentalității pentru că angajații de multe ori sunt puțin reticienți în a oferi acest ajutor de a ajunge în autobuz, de exemplu. Și cred eu că trebuie să le reamintim că noi nu ne-am dorit să avem această dizabilitate, mulți dintre noi am dobândit-o pe parcurs și că și noi merităm să avem o viață la fel de independentă și de normală ca și voi care nu aveți o deficiență și nu vă deplasați cu scaunul rulant. Cât despre borduri, cred eu că sunt de folos să fie coborâte la un anumit nivel, unde nu doar cei cu această deficiență, utilizatorii de scaun rulant le este utilă, ci și mămicilor cu cărucioarele și bătrânilor care sunt utilizatori de tot felul de dispozitive. Zic eu că trebuie să ne gândim mai mult la cei din jurul nostru, chiar dacă lucrurile merg încet, totul se desfășoară greoi, dar cu speranță, cu speranță și cu ambiție și cu dorința asta de a vedea și schimbări la noi în România ca și în alte țări, eu cred că vom reuși. Am spus eu că tu călătorești foarte mult, Magda, și prin prisma profesiei tale, tu ești model, ești model și pentru noi toți, dar și ca profesie, prin prisma profesiei ai călătorit foarte mult, totuși te-ai încăpățânat, așa cum spuneam și în prima parte a ediției, să rămâi în țara ta, ne-ai spus și data trecută de ce. Acum aș vrea să te întreb pe finalul discuției ce alte proiecte are asociația Open Your Heart. Am scris diverse proiecte și în perioada aceasta de pandemie, mai multe formate. Încercăm cumva să organizăm și un eveniment pe partea aceasta de gătit, în care să arătăm că persoanele cu dizabilități pot să facă și alte lucruri, chiar dacă sunt într-un scaun rulant. Ne dorim să reușim într-un final să deschidem ori un centru de zi, ori o pensiune destinată persoanelor cu dizabilități.
Ce să zic, eu am în minte tot felul de proiecte, până acum nu am avut atât de mult timp, pentru că, după cum știi, eu sunt și mămică și l-am avut pe cel mic acasă. Îl vedea la grădiniță din septembrie și atunci eu o să încerc să fac mult mai multe lucruri frumoase pentru persoanele cu dizabilități, pentru că ei chiar merită și mulți dintre ei sunt niște exemple pozitive și valoroși pentru întreaga societate și de ce să nu-i facem cunoscuți? Așa este, așa este și te așteptăm cu mare drag să ne împărtășești și nouă proiectele tale. Mult succes cu evenimentele pe care le organizezi în luna august, maraton așadar Atypic Beauty, 19 august la Cluj-Napoca, TVR Cluj va fi bineînțeles prezentă acolo. Mulțumim, Magda! Noi mergem acum mai departe și vă spuneam că în partea a treia discutăm despre Congresul Mondial al Taragotiștilor, organizat anul acesta în Ungaria. Alături de noi se află Andreea Fărca, fica maestrului Dumitru Fărcaș, și profesor Cristian Totpati, discipolul maestrului. Vă mulțumesc că v-ați alăturat nouă. Andreea, Cristian, bine v-am găsit! Mulțumim, bună ziua! Vă rog să ne povestiți puțin despre acest congres, ca să înțeleagă telespectatorii mai bine despre ce este vorba, când și cum se organizează el. Și Andreea, cum ai ajuns tu acolo anul acesta? Deci, congresul ăsta se organizează de Asociația Mondială a Taragotiștilor din Ungaria, unde tata era președinte, și se organizează la fiecare 5 ani. Teoretic trebuia să fie anul trecut și din cauza pandemiei s-a amânat pentru anul ăsta. Tata a participat de fiecare dată împreună cu Cristi Totpati. Și anul ăsta m-a sunat Cristi și m-a întrebat dacă n-aș vrea să mă duc eu, că s-ar bucura și organizatorii să mă vadă, să mă cunoască. Și n-am răspuns nici da, nici nu, imediat, având în vedere că sunt pic în febra pregătirilor pentru festivalul de anul ăsta, care îl organizez pentru tata. Asta m-am gândit, m-am evaluat un pic programul și în ziua următoare l-am sunat pe Cristi și am zis, ok, hai că vin și eu. Și ne-am întâlnit la casa cu mare, cu alți taragotiști, cu Adi Neamțu, cu Ionel Sabo, cu Petrica Popa, toți ne-am întâlnit acolo și am plecat împreună la voi. A fost o surpriză pentru mine să văd atâția taragotiști din toată lumea. A fost o experiență extraordinar de emoționantă pentru mine, mai cu seamă că să-mi dau seama cât de apreciat a fost tata acolo. Cred că asta o simți în fiecare zi. Cred că o simți în fiecare zi, aprecierea aceasta la adresa tatălui tău, dar iată, mai cu seamă când ești înconjurată de artiști, atât de mulți artiști în arta aceasta a taragotului, care l-au văzut, bineînțeles, ca un idol. Cristian, spune-ne tu, cum se desfășoară efectiv acest congres? Ce se întâmplă acolo și cât durează, de fapt? Se întinde pe mai multe zile? Să încep cu începutul, cum s-ar zice. Asociația Taragotiștilor din Ungaria s-a înființat acum 30 de ani. Au început să reînvie taragotul, pentru că o perioadă le-a fost interzis cântul la taragot, dar niște profesioniști, pot să zic, în domeniul taragotului, au zis, hai să începem să demarăm ceva, să facem ceva pentru acest instrument. Am înființat asociația și am început doar cu 5 membri în primii ani. Dumitru Fărcaș, maestru Dumitru Fărcaș a fost denumit ales președintele asociației și tot la 5 ani organizează întâlnirea mondială, dar ei, maghiarii, organizează anual întâlnirile. Au început, după cum vă spuneam, cu 5 membri și în ultimele ediții am fost sute, 150, 200, am fost tot mai mulți, suntem tot mai mulți. Și ce se poate observa? O evoluție de la o ediție la alta. Eu am ajuns la întâlnirea taragotiștilor în 2005. Am ajuns chiar la o ediție mondială, împreună cu maestrul Dumitru Fărcaș. Și de atunci, cu drag, merg de fiecare dată, an de an, dacă pot,
pentru că mie îmi trimit invitația, nu alt să merg. Consideră că Ardealul are dreptul să facă parte din întâlnirile lor anuale. Păi știu ei ce știu, asta e clar. Andreea, spune-ne, te rog, care a fost cel mai frumos lucru care ți s-a spus ție despre tatăl tău de către ceilalți taragotiști? Am fost așa de impresionată să întâlnesc instrumentiști din toată Europa. Au fost oameni din Olanda, din Norvegia, din Franța, din Germania, din Elveția, care au venit la mine și mi-au spus, zice, Andreea, noi suntem aici datorită muzicii tatălui tău. Toți știau discurile lui tata de vinil din anii 70-80, care au apărut în Europa de Vest. Multe dintre ele în România nici n-au apărut. Și ca atare, acești oameni s-au îndrăgostit de sunetul unui instrument total necunoscut pentru ei. Marea majoritate ziceau că au crezut că e ceva saxofon soprano. Pe urmă se uitau pe dos și vedeau taragot. Nu știau ce fel de instrument e taragotul, dar de acolo încolo n-au vrut decât să cânte la taragot. Toți îi cunosc foarte bine tot repertoriul lui tata, dar marea majoritate dintre ei, adică toți de fapt, cântă alt gen de muzică. Mulți sunt cântăreți de jazz, alții sau alt gen, dar foarte mulți chiar saxați pe jazz. Ce să vă spun, mi-a spus un clarinetist extraordinar și deopotrivă un taragotist formidabil, Georg Reis din Norvegia. Îmi spunea, zice Andreea, să știi, când maestru venea la Oslo, pentru noi era ca și când venea Louis Armstrong. Wow. Și nu mi-a venit să cred, pentru că, sigur, eu am conexiunea asta cu tata care... Ce să zic, pentru mine, nu știu, eu sunt convinsă că orice copil își iubește părintele, dar am avut așa o relație specială cu tata și când am auzit chestia asta, mi s-a umplut sufletul de bucurie și mi-am dat seama că tata a fost poate mai mare decât mi-am imaginat și eu și lucrul ăsta mă responsabilizează și mai mult. Deci bag seama că tu ți-ai propus să ne faci să plângem pe toți, dar vezi că mai avem câteva minute și trebuie să și încheiem emisiunea, să reușim să facem asta. Se vede cât ești de luminoasă și ce emani vorbind despre tatăl tău, nu mai e nimic de adăugat, îți dai seama. Mă mai întorc și către Cristian, pentru că și el are un zâmbet atât de, nu știu, cumva ne molipsește, tu ne faci să plângi, el ne face să zâmbim, deci e o echipă foarte bună. Cristian, e clar că nimeni nu poate să reproducă arta lui Dumitru Fărcaș, arta taragotului. Asta au afirmat, practic, până la urmă, toți taragotiștii. Tu ai fost în prezența dumnealui, în preajma dumnealui, atâta timp fiind discipolul acestuia. Care este secretul, dacă ai reușit să-l găsești tu? Da, vă spun doar că am onoarea să fiu în casa maestrului Dumitru Fărcaș, încărcată plină de amintiri și, cred, de energia și de prezența dânsului, legată de interpretarea unică pe care a avut-o, vă spun doar atât. A pornit din suflet și din iubire pentru artă și pentru frumos. Și cam atât. De acolo, răspunsurile trebuie să și le găsească fiecare în profunzimea lui și în interiorul lui. Da, așa este. Andreea, tu ești un exemplu minunat pentru tot ceea ce înseamnă păstrarea în suflet și în amintire a unui artist care ne-a oferit atât de mult. Spune-ne câteva lucruri despre festivalul pe care îl pregătești, asta ca să fim siguri că apucăm și că nu ne apucă iarăși emoția. Vă mulțumesc! Deci, festivalul de anul ăsta îl voi organiza împreună cu echipa care organizează Balul Operei. Am un mare noroc să pot să lucrez cu oameni de profesie. Acum 2 ani l-am făcut ca o mare parte singură, o grămadă a fost pe umerii mei, dar cumva l-am dus la bun sfârșit. Anul ăsta sper să fie un pic mai ușor.
Am schimbat un pic formatul festivalului. Eu, având în vedere că trăiesc de atâția ani în America și America este o țară atât de multiculturală, la fel cum este Transilvania, este un tărâm așa de multicultural, am considerat că trebuie să includem în cadrul acestui festival și o zi multiculturală în care să avem parte de muzică ale comunităților care fac parte din Transilvania și ca atare, pe lângă ziua de festival concurs, va fi și o zi de muzică ale comunităților, va fi o orchestră klezmer de muzică evrească, muzică ungurească, de toate le vom avea muzică țigănească chiar. Dar festivalul se va deschide anul ăsta cu un proiect de suflet pentru mine. Eu am mai vorbit în emisiunea dumneavoastră despre faptul că mi-am dorit foarte mult să finalizez un proiect pe care tata Ana a apucat să-l finalizeze, și anume să cânte, să fie un concert de taragot și orchestră simfonică. Maestru Arvinte, care a fost ultimul mentor al lui tata în viață, care din păcate a murit acum 2-3 luni, a reușit să facă partiturile pentru taragot și orchestră simfonică. Încă nu știm exact cine va fi solistul care va cânta, vom vedea, va fi o audiție și se va cânta cu orchestra simfonică a Operei Române. Va fi într-un cadru mai restrâns, probabil într-o biserică, și asta va fi deschiderea festivalului. E un proiect care e foarte personal pentru mine și e ceea ce mi-am dorit și am început demersurile imediat după moartea lui tata. Abia așteptăm. Cristian, ultimele secunde, cum îi chemăm pe tineri să studieze arta taragotului? Un îndemn pentru ei. În primul rând, trebuie să-l interpretăm cu taragotul, să le arătăm ce înseamnă taragotul, ce înseamnă sunetul taragotului. Și de acolo încolo eu vă spun că am deja câțiva băieți, tineri, care își doresc să studieze doar taragotul. Se îndrăgostesc de sunet și de mirajul acesta al cântului la taragot. Da, Andreea, Cristian, vă mulțumesc că ați fost astăzi alături de noi. Vă dorim mult succes în tot ceea ce faceți. Vă așteptăm cu mare drag să ne mai împărtășiți din proiectele voastre. Iar acum, pe final, eu vă propun să vă las ultimele minute în compania acestui instrument, taragotul, ridicat pe un piedestal minunat de către maestrul Dumitru Fărcaș. Vă mulțumim pentru că ne-ați urmărit astăzi și vă las așadar pe... cu emoția de rigoare să ascultăm câteva minute.